Vă rog să vă ridicați în picioare și să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea după Evrei, de la capitolul 5, începând cu versetul 7 până la capitolul 6, versetul 2. Evrei, capitolul 5, pagina în ediția Cornilescu, 1177. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchizedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deobesebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Amin. Puteți să reocupați locurile. Aș vrea și eu să mă alătur a sentimentului dumneavoastră, celor care ați venit pe aici, și exprim și eu aprecierea față de faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu soții, cu fete, cu mame și cu bunici care au fost și sunt exemple pentru noi. Domnul să le binecuvinteze și Domnul să vă binecuvinteze, surori. Dar datorită corectitudinii politice și faptului că men's lives matter, n-am să vorbesc numai femeilor în dimineața aceasta, ci am să vorbesc și bărbaților, am să vorbesc surorilor și fraților. Și aș vrea în această dimineață să vorbesc despre mame spirituale, despre tați spirituale, despre părinți spirituale. Și așa cum cu siguranță pot fi mame din punct de vedere biologic, care să fie fete din punct de vedere spiritual, tot așa se poate și invers. Să fie femei care nu sunt mame din punct de vedere biologic, dar poate să fie mame spirituale din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc. Și aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Și vă spun sincer că de câte ori alcătuiesc cu ajutorul lui Dumnezeu o predică, îmi vorbește și mie. Și mă provoacă și pe mine și mă determină să împlinesc și să înfăptuiesc ceea ce predic. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc despre părinți spirituali, despre maturitate. Și nu înainte de a vă aminti că Dumnezeu așa a creat lumea. Puteți să vă uitați încă din Geneza, să observați că Dumnezeu a creat lumea aceasta într-un fel brută. În sens brut? În sensul că Dumnezeu n-a creat-o într-un mod complet, să nu mai fie nevoie de proces de creștere, de dezvoltare. Nu, Dumnezeu a creat, spune, și pomii și plantele cu semințe și cu rodul lor. Și i-a imprimat în gena acestor plante capacitatea de a se dezvolta, de a încolți, de a crește plantă, de a se maturiza și a aduce rod. De asemenea, și grădina Edenului a fost pusă la dispoziția omului ca să o îngrijească, să o cultive, trebuie să crească. N-a creat-o finită, n-avea voie nimic ce să facă omul, Adam numai să stea și să mediteze, ci trebuia să și lucreze. De asemenea, omul îi spune, după ce îl creează, și pe bărbat și pe femeie, spune, creșteți și înmulțiți-vă. Și creșterea aceasta, vă spun, că nu e numai biologică, ci e și spirituală și emoțională. Iisus când a zis, dacă nu vă veți face ca niște copilași, n-a vrut să zică să rămânem prunci spirituali, ci prunci la răutate, iar la minte, la gândire, să fim oameni maturi. Așa spune Iisus, că dacă nu vă faceți ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. Dar se referea
la smerenie, la umilință, nu la gândire și la maturitate. De asemenea, tocmai Mântuitorul nostru a trecut prin procesul de creștere fizică, dar și spirituală. Așa ne spune evanghelistul Luca în capitolul 2, versetul 40, după ce s-au întors la Nazaret. Zice, iar pruncul, despre Iisus vorbește, creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Aș vrea să întreb, de ce a avut nevoie Iisus Hristos de creștere și maturizare duhovnicească? A avut nevoie, a fost și este Fiul lui Dumnezeu, a fost 100% Dumnezeu și 100% om, dar și El, ca toți oamenii, a avut nevoie să fie îngrijit, a nevoie să crească, să învețe, să se dezvolte din toate punctele de vedere. Sunteți de acord? Domnul să vă binecuvinteze, deci putem merge în continuare atunci. Și vreau să răspund la întrebarea aceasta cu textul pe care l-am citit. În versetul 8 spune așa, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și ascultați versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, adică s-a maturizat, a crescut și s-a dezvoltat din punct de vedere spiritual în mod deosebit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Adică Dumnezeu i-a dat, a avut o lucrare mare pentru Iisus Hristos. Lucrarea aceasta nu poate fi egalată de nimeni și nici înfăptuită de niciun muritor de pe pământ, și nici de îngeri, de toată oștirea cerească. Numai Dumnezeu putea să facă și Iisus Hristos. Dar după ce a fost desăvârșit Iisus Hristos, i-a fost înmânată această lucrare, mântuirea neamului omenesc. Iisus avea o lucrare foarte mare, foarte importantă de îndeplinit. Dar vreau să vă întreb, putea Iisus să o onoreze sau să o primească de la Tatăl dacă nu se maturiza și nu creștea și biologic, și fizic, și emoțional? Vă spun că nu. Dacă nu ar fi fost, s-ar fi maturizat, ar fi crescut, s-ar fi dezvoltat, ar fi ajuns la maturitate, vă spun că în grădina Ghețiman ar fi renunțat. Așa cum a renunțat Adam în grădina Edenului. Iisus ar fi, dar acolo Iisus se vede că e crescut, matur, plin de Duhul lui Dumnezeu și spune, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta la mine. Dar ascultați cum încheie, dar facă-se cum voiești tu. Asta este o dovadă de maturitate spirituală, de desăvârșire. A învățat, a mâncat și a băut ca și noi, dar totuși, Fiul lui Dumnezeu a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Eu vreau să mai pun întrebări. Mie mi se pare că cu ajutorul întrebărilor găsim răspunsuri. De aceea și folosesc deseori în predică întrebări ca să găsim răspunsuri. Și spunea un om de știință mare că a ajuns la concluzii științifice foarte bune și de reputație datorită faptului că a folosit întrebări. Și și-a adresat sieși întrebări foarte simple, nu complicate. A pus întrebări simple și a ajuns la răspunsuri complexe și frumoase. Aș vrea să mai adresez o întrebare. De ce vrea Dumnezeu ca noi să creștem? Eu vă spun de ce. Și am găsit răspuns cu ajutorul unui frate care m-a întrebat zilele acestea, frate Ciprian, de ce trebuie să creștem? De ce trebuie să ne maturizăm? De ce ne îndeamnă Biblia să fim maturi? Să creștem și să ne dezvoltăm? Și sunt cel puțin două răspunsuri. În primul rând, având în vedere contextul cărții către evrei, în care iudeii convertiți, evrei convertiți de la iudaism la creștinism, întâmpinau mari persecuții. Era în vremea lui Nero, dacă nu se înșală comentatorii biblici, în vremea aceea, când se cunoșteau cât de crude, aspre, inimaginabile erau persecuțiile. Femei însărcinate, bătrâni și copii aruncați în arene să îi mănânce lei, să-i sfâșie animale sălbatice, iar cei de la Coloseum se distrau de minunile acestea, de circul care avea loc acolo. De asemenea, în nebunia lui Nero, le tăia capurile creștinilor și le înfingea în țăruși ca să-și lumineze grădinile și să
se extazieze despre puterea pe care o are Nero. Gândiți-vă, și oamenii aceștia, evrei aceștia convertiți la creștinism, îndurau mari persecuții. Și de aceea toată cartea Evrei este un îndemn, un argument să fie tari în credință și să nu se lase, să nu cadă cum au căzut și ceilalți în apostazie. De aia zice, nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul, ci îndemnați-vă unii pe alții, îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Mulți cădeau, mulți se duceau înapoi, plus că rabinii îi interpelau, măi oameni buni, și cu voi, nu vedeți că voi suferiți pe persecuții? Iudaismul în vremea aceea, nu, era legal, era oficială, nu erau persecutați evrei, iudei. Dar cei creștini au persecutați, măi, oameni buni, Iisus nu mai este, s-a dus. Nici nu știu dacă va veni înapoi, poate a fost o iluzie, o nălucă. Nu, unde aduceți voi jertfe? Noi avem templu, avem de toate. Ce cu voi, oameni buni? Ba mai mult, muriți pe capete. Haideți înapoi la iudaism. Și autorii colții către evrei îi îndeamnă, nu renunțați, maturizați-vă, stați tare în credință, pentru că atunci când vor veni persecuțiile, să nu vă răsturnați ca și lemnele în pădure, să nu fiți suflați de orice vânt de învățătură, pentru că în vremurile acelea, frați și surori, vă spun ceva, e foarte ușor să predici cuvântul lui Dumnezeu aici, dar e foarte greu afară să-l pui în practică. Sunteți de acord? Și de aceea este nevoie de maturitate spirituală. Dumnezeu vrea să rămânem în picioare, în vremuri grele. Și vă mai spun de ce vrea Dumnezeu să creștem. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, nu numai că ne-a mântuit și ne-a lăsat baltă aici, ți-am dat mântuire, frate Ciprian, frate Vasile, nu mai ai treabă. Dumnezeu dă și mântuirea, dar Dumnezeu ne dă și lucrări pe mână, frații noștri. Dumnezeu vrea să ne încredințeze averi pe mână. Dumnezeu vrea să ne dea joburi care au implicații eterne, veșnice, frații noștri. Nu un job din acesta care poate mâine te dă afară sau nu știu, nu-i mulțumit de tine și te concediază. Dumnezeu vrea să-ți dea joburi pe mână, joburi cu implicații veșnice, frații mei. Și pentru asta este nevoie să fii matur spiritual. Este un caz fiul risipitor când Dumnezeu, când tatăl îi dă averea pe mâna fiului său risipitor, fiul cel mai mare. Ce a făcut cu averea aceasta? A prăpădit-o. De ce a prăpădit-o? Că nu era matur, nu știa ce să facă cu ea. De aceea, frați și surori, care poate ați avut prin prorocii și prin alte și alte îndemnuri și revelații divine, că Dumnezeu vrea să vă cheme la o lucrare mare și nu s-a împlinit. Știți ce nu s-a împlinit? Că încă poate nu ne-a maturizat, frații noștri. Dumnezeu nu poate da pe mâna oricui averi veșnice, lucrări minunate, pentru că în joc sunt viețile oamenilor, frații mei. Și în joc este și viața noastră. Mulți au căzut și s-au pierdut din cauza că au avut lucrări pe mână, dar n-au avut maturitate spirituală. E esențial, e stringent și necesar să fim maturi spiritual. Uitați, vă dau exemplu banal. Cine dă pe mâna unui copil joburi cu responsabilitate mare? Cui cine-i părinte din biserica aceasta ar da mașina pe mâna unui copil? Eu nu știu dacă ați da. Cine ar da pe mâna unui copil, nu știu, să opereze pe cineva pe creier, să devină neurochirurg și să meargă în sala de operații? Cine? Cine ar da pe mâna unui? Nimeni. De ce? Pentru că e imaturitate, lipsă de responsabilitate. Nu poți să însărcinezi lucrări mari pe mâna unor oameni mici, pe mâna unor copii. Cine ar da un părinte să-i dea drujba unui copil să taie lemne? Nimeni, pentru că încă nu e matur ca să poată să îndeplinească astfel de lucrări. De asemenea, cine ar face pastor la biserică un copil? Ați vrea să vă păstorească un copil de 5-6 ani? Haideți de 10 să fiu mai indulgent. Hai de 15. V-ar plăcea să se păstorească un copil de 15 ani? Păi nici Iisus nu și-a început lucrarea la 15 ani. La când și-a început Iisus lucrarea? La 30 de ani. Cine ar face pe un copil președinte la companie sau președintele unui stat? Eu mă îndoiesc că ați face asta. Dar nici Iisus, nici Dumnezeu nu face asta. Eu știu că Dumnezeu are lucruri frumoase și mari pentru noi, ascultați-mă bine. De-abia așteaptă Dumnezeu să ni le dea. Dar în dimineața ne întreabă, ești matur spiritual? Ești gata să primești ceea ce vreau să-ți dau? Iosif a ajuns prim-ministru. Dar când a ajuns prim-ministru? Când a avut visuri? Și când îi pâra pe frații lui, așa cum e pârâcios, tot ce făcea virgea și spune la taică, s-a creat o ură, o relație în asta foarte, foarte plină de animozități. Atunci l-a făcut Dumnezeu prim-ministru pe
Știți ce l-a făcut prim-ministru? După ani buni, după ce s-a maturizat, dar unde s-a maturizat? Știți unde s-a maturizat? La pușcărie, la închisoare. Acolo unde nu cred că lucrurile mergeau chiar așa de bine. Nu cred că stătea pe spate cu telecomanda la televizor și suna, vorbea cu soția sau cu cine sau cu prieteni să vorbească. Nu? Alea nu sunt maturizări, ascultați-mă bine. Alea nu sunt condiții prienice pentru a te dezvolta din punct de vedere spiritual și pentru a tinde spre desăvârșire. Aș vrea să vă întreb, Moise, după câți ani îl face lider al poporului evreu? Hai, ziceți că știți. 80. 80? Cam 40. Și ceva. Gândiți-vă, 80 de ani. Dumnezeu nu i-a dat sarcini atunci, cu toate că în inima lui Dumnezeu i-a pus acest dor de a izbăvi poporul Israel din Egipt. Dar fiți atenți ce interesant. Dumnezeu nu l-a făcut atunci. El ar fi vrut să intre în posesia jobului când a văzut egiptanul acela că îl bate pe un evreu. Și ce a făcut? I-a luat, i-a dat două, l-a trântit la pământ, l-a omorât și l-a băgat sub nisip. De ăștia lideri vrea Dumnezeu, are nevoie Dumnezeu? Asta e maturitate spirituală. Știu că ăsta încă nu e matur, Moise, acum. Îl mai maturizez un pic, îl trimit la facultate în Madian, la ciobănit, la oi, și acolo se maturizează 40 de ani, avea, știa multe, dar nu era suficient. Nu e suficient să știi multe. Trebuie să știi, să fii prelucrat de Duhul lui Dumnezeu și să devii abil și apt pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl folosea atunci când el făcea pe boxerul și simțea că ceea ce îl cheamă Dumnezeu ăsta era lupte greco-romane, îți spun că toată lucrarea lui Dumnezeu s-ar fi dus pe apa sâmbetei. Sunteți de acord? Că dacă ar avea Dumnezeu nevoie de un boxer, îl chema poate pe Mike Tyson, pe Lucian Bute, nu știu pe cine îl chema, sau dacă vrea să angajeze niște asasini, doar este îngerul Gavril, îngerul Mihail, sunt îngeri cu putere mare. Un înger zice că într-o noapte, numai în tabăra lui Israel, cât s-au ucis? 180.000. Dumnezeu are nevoie de Carlos, de șacal, ca să mercenari, ca să ucidă? Nu! Dumnezeu are nevoie de oameni maturi care să stea la dispoziția lui Dumnezeu. De ăștia are nevoie Dumnezeu, oameni. De aceea vrea să creștem. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu nu dă pe mâna oricui. A mai dat și a căzut oameni în păcate grave, au căzut în apostazie. Dumnezeu are lucrări pentru fiecare, dar la momentul potrivit, atunci când creștem și ne dezvoltăm. Ce constatare tristă aici am citit, în versetul 14, în versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Ascultați, de mult trebuia să fiți învățători. Eu când citesc expresia asta, de mult trebuia să fim învățători, pe mine mă mustră. Zic, s-ar fi putut să fim mame spirituale sau tați spiritual de mult. Mame biologice, poate multe sunt și tați biologici. Și de multe ori ar trebui în tandem cu vârsta biologică să se dezvolte și vârsta spirituală. Sunteți de acord? De exemplu, dacă avem 40 de ani, suntem de 40 de ani pe calea pocăinței și poate că avem 50 sau 60 vârsta biologică, n-ar fi normal să nu mai fim bebeluși în credință? Bă, măcar să fim adolescenți. Dar autorul apostol nu zice măcar să fiți adolescenți. Ci trebuia să fiți de mult învățători, adică să-i învățați pe nu neapărat public de aici la amvon, ci să fim în stare să învățăm privat pe cei care vin la credință acum. Sunteți de acord? Dar există o punere a bazelor, adică o ordine prestabilită. Grădiniță, clase primare, gimnaziu, liceu, facultate și apoi profesor. Nu se poate, nu, ne-ar plăcea mult, dacă ar fi un job liber și pe aici de păstor. Ne-ar plăcea să stăm la grădiniță, dar imediat terminăm școala cu niște mită și așa, ca putem ajunge la liceu sau la facultate. În lucrarea lui Dumnezeu nu merge așa. Grădiniță este o ordine prestabilită, clasă primară și așa mai departe, până ajungem să fim învățători și profesori. Dar haideți înainte de a merge în miezul predicii să vedem ce-i laptele duhovnicesc
și ce e hrana tare. Că așa vorbesc aici. Cine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Lapte, în versetul 13, eu înțeleg că vorbește despre doctrinele de la cateheză. Știți ce e doctrina la cateheză? Ați învățat, nu? Doctrina despre Dumnezeu, despre Trinitate, despre mântuire, despre îngeri, despre creație. Astea sunt niște doctrine de bază. Și mulți am rămas, poate, la doctrinele acestea de bază, la grădiniță. Și avem nevoie să ni se predice de atâtea ori despre batic, despre vestimentație, despre una și zel. Nu-i rău să se predice. Câteodată când au loc abateri, putem să revenim asupra acestor doctrine, deoarece în biserică avem parte de categorii mixte. Unii mai în vârstă, unii mai bătrâni, unii mai noi, unii mai vechi în credință. Și de aceea autorul spune că laptele este doctrina, învățătura despre botezuri, dar botezul nu despre botez. Despre botezul în sensul că iudaismul avea la bază aceste învățături. Știau despre Dumnezeu, despre credință, despre învierea morților, despre boteze, adică spălările ritualice. În cazul creștinismului de asemenea, și noi știm despre botez, despre mântuirea lui Iisus Hristos și așa mai departe, despre judecată și despre înviere. Dar nu sunt suficiente. Astea sunt temelia. Nici invers nu-i bine să o iei, nu spui temelia, dar deja începi să lucrezi la lucruri profunde, la aplicații și așa mai departe. Ordinea inversată de asemenea este păguboasă. Dar care este, de exemplu, inversarea ordinii? Prima dată adunare, scădere, înmulțire, după aia fracții și ecuații și așa mai departe. Dar noi uneori le inversăm, am vrea să trecem direct la ecuații și direct la fracții. Nu! Nu zice, trebuie să fiți învățători fără să treceți pe la grădiniță. Nu! Zice, luați-o încet, dar maturizați-o. Să treceți într-un mod normal și procesiv până ajungeți să fiți desăvârșiți. Hrana tare care este? Uitați în versetul 14. Dar hrana tare este pentru oameni mari, ascultați-mă, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Adică, eu așa înțeleg hranatarea, mutare de pe doctrine, de pe învățături, de pe minte, de pe informație, pe aplicație în interior, pe aprofundarea lor. Să trecem în profunzimea lucrurilor, să luăm de pe creier și să aducem aici la nivelul inimii. Eu asta înțeleg hranătare, ceea ce știm să aplicăm și după aia să mergem mai departe. De aia știm o grămadă, am auzit pe cineva, bă, spune, eu ascult predici în fiecare zi, mă, poate și 4-3, ascult mărturii de asta. Frate drag, pot să spun că degeaba ascult 10 de predici într-o zi, că poți să rămâi tot copil în credință. Sunteți de acord? Dacă nu procesăm și nu încercăm să aplicăm și să pătrundem în tâlcul lor, să trecem de la slovă la duh, cum spune Scriptura, eu zic că tot copii în credință. Maturizare nu înseamnă să speculezi și să spui mai mult decât spune Biblia. Vă spun, am mai fost, de aici la voi am mai spus, eu sunt împotriva mărturiilor de pe internet care vorbesc mai mult decât vorbește Scriptura. Și văd titlul de genul cea mai tare mărturie pe care am auzit-o vreodată, dar e și cea mai eretică mărturie, îmi cer iertare vouă dacă vă supăr pe careva. Vorbesc despre cum arată oamenii puși în paturi, în iad, cum are loc învierea și niște aberații eretice. Îs erezii, frații mei. Dacă nu spune Scriptura mai mult decât atât, să tăcem din gură. Astea sunt speculații. Nu asta înseamnă maturitate spirituală. Stai, frate, că tu știi să predici de la bun, dar să vezi și vedenii și revelații mi-o dat Dumnezeu mie. Îs biblice. Dumnezeu să te binecuvinteze, nu-s biblice, atunci mă simt fericit că nu mă predic cuvântul Dumnezeu și n-am revelații de la Dumnezeu. Decât să am revelații, poate, de la alt Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Trebuie să ne deprindem prin întrebuințare, adică să ne obișnuim, fraților. Nu-i dintr-o dată, acum v-am zis predica, mergeți acasă, toți deveniți maturi spiritual și suntem maturi și desăvârșiți. Nu așa. Zice, să ne deprindem prin întrebuințare. Cum adică să ne deprindem prin întrebuințare? Să ne obișnuim prin ce întrebuințare? Prin exercițiu. Prin practică, frații mei, nu auzi o mărturie, nici nu s-o termina bine mărturia, țop încă una. Nu s-o termina bine, asculți încă altă predică și devii cu un cap așa de mare și te simți atât de matur spiritual. Există și o boală, poate fratele Vlad știe mai bine, cred că din cauza malnutriției, în special în Africa, corpul rămâne nedezvoltat și, așa, și capul e foarte mare, e o disproporție mare între trup și cap. Cam așa
cred că se întâmplă și în cazul nostru. Zic că suntem așa de hrăniți bine, atât au asimilat sufletul nostru și poate nu au asimilat noi. Nu mai ne-am încărcat cu informații. Nu asta e maturizare, frații mei. Maturizare înseamnă să ne deprinde, să ne obișnuim prin exercițiu, la nivelul minții, la nivelul cugetului, să aplicăm și să înțelegem profunzimea lor. O să facem greșeli. Nimeni nu poate să facă dintr-o dată totul. Nimeni. Dar trebuie exercițiu. Dar de ce exercițiu? Ascultați. Să deosebească binele și răul. Când auziți o predică de la Amvon, nu mergeți cu ea gata, cu predicat, frate și vean, gata, făcută. O predicat, o vorbit Domnul, asta e. Vorbea Domnul, dar cercetează acasă. Vezi dacă o poți pune în practică, o poți pune în aplicare. Degeaba au sute de predici. Nu te mai lauda că asculți predici. Că și eu mă laud și ascult pe mașină predici. Dar am văzut că nu pe funcționează. Trebuie să le și rumeg un pic. Să le filtrez puțin. Nu mă aud. Pam, pam, pam. Degeaba. Știi multe. Știi oameni. Biblia pe de rost, frații mei. Biblia pe de rost. Știu. Și ce dacă? Dacă nu o prelucrez. Și o să trecem mai departe să vedeți la ce mă refer. Deci trebuie să ne deprindem, să întrebuințăm prin exercițiu gândurile, ideile, deciziile din cuget, din interior. Și acum aș vrea să răspund la întrebarea aceasta și apoi, ok, cer scuze, nu vă uitați la ceas, am început foarte târziu. No? Not fair. Ciunta predică asta e, nu, ceva, mergem acasă. Dacă vreți, mergem, dar doar nu mi zice de față cu mine că nu merg. Știu că rămâneți, Domnul să binecuvinteze. Și am aici un frate, eu bodyguard îl numesc, aici la ușă mare, asta nimeni nu iasă la predică. Domnul să binecuvinteze. Cum recunoaște maturitatea, fraților? Cum ne dăm seama în dimineața aceasta că suntem maturi? Cum? V-a spus întrebarea, mi-am pus întrebarea, veneam pe mașină, am vrut să mă întorc înapoi. Pentru că întrebările acestea sunt sincere. Cum recunoaște maturitatea? Cum ne dăm seama că suntem maturi și nu suntem prunci în credință? În primul rând, ascultați-mă bine, felul cum gestionăm ceea ce știm, cuvântul lui Dumnezeu, principiile biblice, cum le aprofundăm. Uitați ce le zice autorul epistolei celor ce le vorbea despre marele preot. Asupra celor de mai sus, versetul 11, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. Dar stai, o să mă întreb, frate Ciprian, ăștia nu știu de Melchizedec, o știut. Și voi știți și noi știm. Dar ce n-au știut ei de Melchizedec? Ăștia știau Scriptura, erau farisei, de exemplu, știau pe de rozi, nu puteai deveni fariseu sau să vii membru în Sinedriu dacă nu știai părți grosolane din Scriptură. Și totuși Iisus Hristos îi mustră și pe farisei. Și zice că ați înlocuit poruncile lui Dumnezeu cu datinele voastre omenești. Ei știau despre sabat foarte bine, dar ce făceau? Nu prindeau șpirul, cum zic nemții, șpirul învățăturii de acolo. Ei s-au sabat și împovărau pe toți oamenii. Și Iisus Hristos vine și spune că sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Înțelegeți? Deci ei știau Biblia pe de rost, dar nu înțelegeau șpirul, adică profunzimea lucrurilor și aplicațiilor. Și ăștia au auzit de Melchizedec. Melchizedec, mare preot, dar nu știu că vorbește despre Iisus Hristos. Când citim Biblia, trebuie să ne deschidem nu numai mintea, ci și inima să înțelegem ce vrea să zică Dumnezeu. E o taină aici, nu înțelegeau despre Iisus Hristos. Și așa ar trebui, frații mei, să citim Scriptura întotdeauna, căutând să-L găsim pe Iisus Hristos în toate, pentru că toată Scriptura vorbește despre El, despre Iisus Hristos. Atunci ești matur când ești capabil să înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Să pătrunzi dincolo, să mergi mai departe de temelie, de la literă la Duh. Casa zidită pe stâncă, vă aduceți aminte ce avea la temelie? Cei ce aud cuvântul meu și îl împlinesc. Dar cum să-l împlinești dacă nu-l înțelegi bine? Nu-l pricepi. Vă mai zic ceva, am mai predicat, cei care ați mai fost la Dunstable, am vorbit un pic, nu pot să fiu nou în toate, în cele tare dacă mi-a auzit. Mi-a adus aminte despre un îndemn Apostolului Pavel din Efeseni, care vrea să cunoaștem lărgimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu și de la noi, să ne adâncim frații noștri în cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fim superficial că rămânem tot copii.
Și termenul pentru adâncime în limba greacă e batos. Și batos stă la baza cuvântului bat din limba engleză, baie din limba română. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre adâncime, vorbește despre ideea că noi trebuie să intrăm adânc și profund în cuvântul lui Dumnezeu, nu superficial. E bine să memorăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim, dar să-l punem în aplicare, să intrăm în profunzimea lui, în aplicația lui, că altfel și zero. Și casa zidită pe stâncă are la bază temelia aceea săpată adânc în pământ și nu pusă pe nisip. Asta e diferența. Pe noi ne cheamă Dumnezeu când facem baie ceva, gen, dar nu stai deasupra apei, el te dușelește, el duș, e baie. Adică Dumnezeu vrea să fim botezați și în cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai în apă, nu numai în Duhul Sfânt, ca așa facem, ne botezăm în apă, ne botează Dumnezeu cu Duhul Sfânt, gata, ezos, nu mai face nimic. Nu! Dumnezeu zice să te botezi și în cuvântul lui Dumnezeu. Înțelege? Să te adâncești, să te înfilipezi în pământul al doilea, motivul pentru care plantele acelea care simbolizează persoana care primește cuvântul lui Dumnezeu se ofilea. De ce se ofilea? Zice că a fost aruncată pe stâncă și fiindcă n-avea pământ adânc unde să-și înfilipe rădăcine, ce s-a făcut când a venit un necaz și o strâmtorare? Ce s-a întâmplat? S-a ofilit, l-a culcat la pământ vântul. Asta se întâmplă și cu noi. N-avem adâncime în cuvânt, vine un coronavirus, vine ceva poate mai grav, zam, vine o prigonire jos de pământ. Dumnezeu nu vrea să facem așa, frații mei. De-aia trebuie să fim maturi, să fim învățători, să putem învăța și pe alții și să rămânem în picioare, să nu o luăm la fugă. Dumnezeu ne-a dat, de exemplu, biserica să o slujim, să o păstorim, vine un necaz, eu cu fratele păstor, prinde-te ușă, țum și voi rămâneți aici. E corect. E corect? Sper să nu facem asta. Nu știu ce se poate întâmpla. Dacă n-ai maturitate, asta faci, frate. Când nu ești înrădăcinat bine cuvântul lui Dumnezeu, te pierzi, iei decizia aiurea, nu mai știi ce să faci. Aș vrea să te întreb, cum iei decizii în inima ta când situațiile sunt tensionate? De exemplu, nu e alb, nu e negru, e gri. Biblia spune să-ți întorci obrazul când cineva te lovește pe un obraz, să-l întorci pe celălalt. Vreau să te întreb, întotdeauna trebuie să facem așa? Păi Iisus n-a făcut așa în proces. L-a bătut, n-a zis nimic. Dar când i-a dat o palmă unul din aplodos, de ce mă bați? Dumnezeu nu vrea să fim niște oameni tămâi plini de frică, nu! Dumnezeu vrea să zică că suntem stăpâni pe noi prin Duhul lui Dumnezeu, dar nu întotdeauna poți să aplici alb și negru. Înțelegeți? De exemplu, când ai bani împrumut, că zice, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute la tine. Păi tot timpul îi dai împrumut? Îi dați împrumut dacă vine, mă duc la voi. Îmi dați împrumut bani. Poate mi dați că nu, slujesc fratele păstor și dacă nu, dau eu, vi dă de ani înapoi. Dar sunt persoane pe care nu le cunoști, de ce să dăm bani? Păi trebuie să ne gândim, de ce dăm bani împrumut? Vă mai adresez câteva întrebări. Cu ce motiv faci binele? Lasă-ne, frate, cu de asta. Cu ce motiv faci binele? Îl faci de frică? Îl faci că toți din biserică se uită la tine și mă vedeți? Și eu îl ajut pe fratele păstor sau pe fratele Elisei? Ăla nu-i bine cu valoare etică, cu valoare morală. Ascultați-mă bine. Îl facem ca să impresionăm pe alții? Nu-i maturitate spirituală. Nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Frate Ciprian, păi nu zice Biblia să facem bine? Ba da, zice să facem bine. Dar există situații în lumea aceasta care nu e ideală, în care două situații intră în conflict. Un bine cu un alt bine. Pe care bine l-alegi? Domnul Iisus Hristos îl aștepta în jur de 4-5 mii să fie vindecați în Capernaum. Și îl caută ucenicii, se duce Domnul Iisus și se roagă. Și ăștia vin, haide că te așteaptă încă 5 mii, ce ați fi făcut? Dar sincer să fiți, răspundeți în voi înșivă. Ce ați făcut? Și ce ați făcut? M-aș fi dus să-i vinde și pe ceilalți. Putere de vindecare să vinde. Bă, ceva și pe leu și pe tot. Bă, toți aș vindeca, nu? Oi de mine, apoi să vezi cum vin, frate, Domnul să te binecuvinteze, frate, și slava aia Domnule. A Domnului. S-ar putea să ciupești și eu din slava lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos nu a făcut în felul acesta. Și așa îmi place și îl admir, slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Nu a făcut, pentru că n-a căutat să facă bine numai ca să facă pe plac oamenilor, să-i mulțumească pe tot. Și la ăla, și la ăla, și la ăla. Nu! Ce a zis? Mă duc să predic în altă parte. Extraordinar! Cum să predici când ăștia te așteaptă aici? Nu? Lucrarea mea este să predic cuvântul lui Dumnezeu. Ai putea face așa ceva, frate sau soră? E greu, dar ai putea, dar să nu te vadă nimeni. Vă spun, ziceți, când mă sună cineva la telefon,
am învăț, învăț să mă maturizez. Dar când zice prima dacă frate, nu mă, ba, nici nu bine, ce zice, dar eu, ba, și se bagă oamenii, scuze, nu, și soția, măi, bărbate, nu, nu ai promis că mergem în vizită la nu știu care, mă. De ce a făcut promisiunea asta? De ce faci? Trebuie să fii matur și înțelept să iei decizii, să aplici cuvântul lui Dumnezeu și să-l poți aplica așa cum Dumnezeu ne-a învățat. Când ne rugăm pentru vindecare? Când să taci sau să vorbești? Că nu întotdeauna trebuie să taci, dar nu întotdeauna trebuie să vorbești. Tu le știi pe toate, le știm pe toate. Păi păstor, le știi pe toate, nu le știi pe toate, nici nu le știi pe toate. Am o grămadă de întrebări. Nu le știm pe toate, frații mei. Când să te duci într-o slujire sau într-un loc anume? Și acum vă spun ceva. Vă citesc un verset care a fost înțeles foarte greșit. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 27. Și vă rog frumos să fiți atenți. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum a învățat ea. Știți cum interpretează mult versetul ăsta? Nu treabă învățător la biserică. Nu? Efeseni 4, ăla e umplutură în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de învățător, nu avem de predicile tale, frate Ciprian. Ungerea pe care avem ne învață totul. Băi să fie. Dar de ce Dumnezeu a mai dat învățător? Știți despre ce vorbește aici Domnul Iisus Hristos? Prin Ioan? Nu vorbește despre doctrine, despre învățătură, pentru că ne abatem unor și trebuie cineva să diriguiască învățătura dreaptă în biserică, ci vorbește despre luarea deciziilor la nivelul forului interior, frații mei. Când, de exemplu, mă sună cineva să iau o decizie, să mă duc la exorcizare sau nu știu ce exemplu altul să-ți dau, trebuie un pic să zic, frate, stai să mă rog și să văd și ce îmi spune Domnul. S-a auzit de nu știu ce strângere de fonduri, zobă, e bine să dai, dar trebuie unul, poate Dumnezeu vrea să dai banii aia în altă parte, dau un mai exemplu, și sunt mulți care s-au păcălit, pentru că au fost și falsuri și astăzi cu internetul sunt multe falsuri, frații mei. Dar știi ce facem noi? Trebuie să merg, de exemplu, ori în America, ori în Anglia, și ce facem? Greșeala pe care o facem. Noi punem mâna și sunăm pe un proroc. De ce? Păi n-ai ungere în tine? Nu-i Duhul lui Dumnezeu în tine să vorbească? Dar trebuie deprindere practică. Dumnezeu nu mai vrea să depindă de fiecare, de câte ori vreau să decizie, ce să fac, să mă duc cu soția în parc, am ce scuze că exagerez și eu. Și sun pe fratele păstor, să întrebă, frate păstor, poți să ies în parc sau nu? Asta sunt deja lucruri care sunt de mintea, de râsul curcii, cum zicea cineva. Bă, ai Duhul lui Dumnezeu în tine, învață-te să-L asculți, să-L auzi, nu rămânea tot copil, fratele meu. E ok să sun la început un proroc, să-L sun pe păstor, dar nu suna ce autobuz mere nu știu unde. Nu suna pentru orice. Ia tu decizii, fratele meu. Să mergi la exorcizare sau să nu mergi. Nu mă tot întreba să mergi în America sau să mergi în Anglia. Rogă-te, întreabă pe soție, discutați. Asta vrea să zică Dumnezeu, ungerea pe care aveți. Nu are voie să învețe nimeni. Nu trebuie să depinde nimeni, nici de păstor, nici de proroc, frații mei. Ci să depindem de Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Amin? Asta e maturitate spirituală și Dumnezeu să ne ajute. Cum ne dăm seama că ne maturizăm? Cum prelucrăm ceea ce știm și auzim? Dar și cum gestionăm suferințele și răul care ni se întâmplă? Cum îl gestionez? Ascultați despre Iisus în versetul 8, cum îl gestiona. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Cum te raportezi tu la suferință? Dar sincer fi în dimineața aceasta. Și poți să-ți dai seama dacă ești matur sau nu. Simți că nu există Dumnezeu când se întâmplă ceva negativ? Când te-o prins COVID-ul, ai simțit că Dumnezeu nu te iubește? Aia e maturitate spirituală. Cum te raportezi la necazuri? Cum vezi suferința? Îi vezi sensul? Vă spun că Dumnezeu nu a creat răul și suferința, dar a creat oportunități pentru ca să facem din rău bine. Să-l reciclăm, dacă pot spune cuvântul acesta. Vă întreb ceva. Dacă Iisus Hristos n-ar fi avut obiectiv, ascultați ce model suprem este Iisus Hristos pentru noi. S-a citit astăzi, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, ascultați, adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Vă spun,
Dacă Iisus nu avea un obiectiv, adică mântuirea neamului omenesc, asta era bucuria lui, ar fi putut suferi fără nicio problemă? Cui place să sufere fără rost? Există o persoană aici să ridice mâna sus. Nu! N-a creat Dumnezeu lumea în felul ăsta. Chiar dacă a căzut în păcat, toate suferințele pot fi aduse înspre binele nostru, fraților. Și Iisus este exemplul nostru. Trebuie să ai un obiectiv. Dumnezeu poate vrea să te maturizezi, să-ți dă pe mână o lucrare, să-ți dă o avere cu implicații veșnice, frații mei. De aceea trebuie să vedem suferința nu ca pe o pacoste, ca pe un sfârșit al lumii. Este un rău necesar, nu îmblânduți pe suferință, că vine ea, frații mei. Dar întrebarea e, cum te raportezi atunci? Știi că Dumnezeu vrea să te prelucreze, să-ți arate lucruri frumoase? Cum te raportezi, de exemplu, la critică sau la jigniri? După predică, dacă vine și spune unul că ai fost varză la predică, cum aș reacționa? Și aici ai dovadă de maturitate. Dacă vrei să-i mulțumești pe toți și vin doi cu păreri diferite, cu reacții diferite, cum îi mulțumești pe amândoi? Ce faci tu? Cum te raportezi? Nu-ți merg lucrurile așa cum vrei. Ce faci? Și asta dovedește dacă ai maturitate spirituală sau dacă ești prunc în credință. Aș vrea să vă mai duc în prim plan un singur aspect care poate să evalueze maturitatea noastră, dar nu înainte de a vă spune la punctul acesta că nu se poate mântuire fără cruce. Iisus a știut asta. Diavolul a încercat să-l păcălească în pustiu. Închină-mi mie și îți voi da toate aceste, zice, bogății. Toate. Adică să fii înălțat și să fii ridicat fără cruce. Iisus știa pentru ce a venit în lumea aceasta. De aceea spun în seara aceasta, în dimineața aceasta, să știi că nu există maturitate spirituală, nu există desăvârșire fără suferință. Când vine suferința în viața ta și în familia ta, nu mai privi ca pe sfârșitul lumii. Privește-o ca pe ceva care Dumnezeu vrea să o prelucreze spre maturitatea ta, spre frumusețea ta spirituală, să te facă mai puternic, mai înțelept. Vă spun că am citit mult, cât am putut eu citi, am recuperat la viața mea de când m-am pocăit. Atunci am început să prind drag și de cultură generală, dar în special de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci nu m-a interesat. Dar vă spun că n-am învățat așa de multe cât am învățat din lucrurile rele care mi s-au întâmplat în viața mea. De la oameni care nu au fost de acord cu mine. Și poate uneori eram irascibil, defensiv față de ei. Acum, prin am trecut și prin încercări, parcă mi s-a deschis mintea și sunt mai bun, mai blând, mai înțelept. De aceea vrea Dumnezeu uneori să suferim, frații noștri. Nu că ne se bucură când vede că suntem chinuiți de necazuri, suferințe, dar știe că pentru noi gustul acesta de moment e pieritor, e temporar. Are ceva mai bun Dumnezeu, mai bun pentru fiecare, frații mei. Gestionarea poftelor și a ispitelor e un alt aspect al evaluării. Cum evaluezi și cum te raportezi la poftele care sunt în tine? La ispite. Ispita e păcat, dar pofta pe care Dumnezeu a pus-o în tine e păcat? Vă teme să ziceți, nu e păcat. Iisus a fost ispitit. Iisus a avut pofte. Pofta de a mânca, pofta de a bea, a avut. Dar o știu să reține sub control, frate. Noi când suntem ispitiți, spune Iacov, suntem momiți, zice, prin pofta noastră. Ispita e ca un cârlig care ne agață pofta din noi. Și începe să ne ducă cel rău pe unde vrea el. Uite așa duce. Și pofta aceasta zămislește păcat, adică naște păcat. Iar păcatul acesta ce aduce? Moarte. Vreau să te întreb în dimineața aceasta. Ce faci tu cu poftele pe care le ai? Pofta de relație conjugală, care e bună și e menită în cadrul familiei. Ce faci când te duci pe stradă și ești împânzit de reclame cu femei care de mai de care? Indiferent ce reclame sunt, totul este numai imoralitate. Îmi cer scuze că zic. Și poate zic destul de pe față. Ce faci atunci? Cum te raportezi? Atunci poți să-ți dai seama dacă ești matur sau imatur spiritual. Ce faci? Te macină pofta? Și te duci acasă?
Și vrei să zici că și eu vreau la fel? Pofta aceasta aduce lăcomie. Vrei și mai mult, și mai mult. Și te întreb în dimineața aceasta, să vezi dacă ești matur sau să vedem dacă suntem maturi spiritual. Cât de obosit și de stresat ești după goana, după lucrurile acestea, deci după bani. Și care e relația ta cu familia și cu biserica? Ai timp de biserică? Ai timp de familie? Cât de stresat ești și iritat atunci când nu-ți merg afacerile bine? Vreau să spun ceva înainte de a încheia. Ești mulțumit de soția pe care o ai? Sau ți-ar plăcea o soție din aia ca în vitrine, ca în reclamă? Sau ești mulțumit de soțul pe care ți-l-a dat Dumnezeu? Sau simți că tânjești mai mult după bani, să fii în tandem cu consumerismul acesta social în lumea în care trăim? Te macină tare, te deranjează. Când vii acasă de la muncă, ești irascibil, ești morocănos, cum vorbești cu copiii și cu soția ta? Pentru că poate poftă te-a mânat, ăla a avut o mașină, are o mașină mai bună, ăla poate are o casă mai bună și te râcâie, te macină. Nu-i rău să poftești, să aduni, dar cu măsură și cu echilibru. Și am spus odată, cum să-ți controlezi pofta dacă este echilibrată? Dacă cu aceeași poftă aduni, dar și dai bani, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar dacă ai poftă numai când aduni și când dai, te taie la ficat. Să știi că spun în dimineața aceasta că nu ești un om matur spiritual. Nu conduci tu poftele, ci poftele te conduc pe tine. Când mergi acasă la cineva, și sigur am fost invitați, și suntem invitați și invităm pe alții, cum pleci de la o părtășie cu cei ce te-au chemat, de exemplu la un grătar? Cum pleci? Bă, ce casă are asta? Bă, dar ce șoc? Dar de unde ți-ai luat? E ok. E ok să te întrebi și să admiri și să te bucuri de succesul lor, să te bucuri de binecuvântările lor. Te bucuri? Dacă nu te bucuri, ești un prunc în credință și sunt un prunc în credință. Dacă plec supărat acasă și mă cer cu soția din cauza că eu n-am o insulă în bucătărie, cum au alții, insulă, frumos, te învârți roată, copii. Și ce faci când vii de la o astfel de părtășie? Ce faci? Te apuci și spargi pereți? Că vreau și eu ca și la asta? Și nu de mult ai renovat? Nimeni nu-i împotriva renovatului. Dar poate mergi cu soția, cu soțul, ai avut o zugrăveală faină, soțule, dă-i la zugrăveală. Băi, acum am renovat, dă-i să zugrăvim, dar ce ăla trebuie să arate mai frumos și mai nou decât al nostru? Asta nu-i mărturie duhovnicească și nu-i maturitate, frații noștri. Înțelegeți? Cum gestionăm poftele? Cum gestionăm lucrurile care ne se întâmplă? Nu predici poate ca unul și ca altul, așa e, sunt detalii, adică amin, slăvit să fie Domnul, și poate că nu-l poți înghiți, nu-l poți suporta. Sau poate nu cânți ca și Elisei și te macină gândul acesta. Nu ești matur spiritual. Pofta te conduce pe tine. Dumnezeu vrea să fim în control asupra poftelor noastre, frații noștri. Dumnezeu să ne ajute, frații noștri. Orice reclamă o vedea, Dumnezeu să ne ajute să ne ațintim privirea spre căpetenia și desăvârșirea credinții noastre, frații noștri. Și nu spre gunoaiele pe care le avem și femeile acelea care par atât de fericite și de asta, nu sunt fericite. Dincolo de acțipilele, sunt niște femei depresive și anxioase care poate urmează să se sinucidă. Mulți s-au sinucis și s-au drogat și el Elvis Presley, că a vrut de toate, a avut omul ăla. Bopsea cu diamant pe Cadillac, pe Rolls Royce, ce ai vrut? Mânere de aur. A fost împlinit? Trebuia să te uiți dincolo de ochiul lui, dincolo de Cadillacul lui. Știți cum a murit? De supradoză. De ce? Pentru că n-a fost fericit. A vrut ceva fericire și mai mare. Nu există fericire mai mare decât să te regăsești în Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu. Antidotul poftei, știți care este? Postul, fraților. Dar nu mai mere acum, că tare multe reclame cu fast food, Tsuforuan și așa mai departe, KFC și o grămadă, McDonald's, te învârți, cum se postești, mă, nu ești să gândi să postești, îți distrug stomacul, mucoasa intestinală, frași, surori, vreți să fim în autocontrol față de poftele noastre? Trebuie să poftim, frații noștri. Și închei spunându-vă că un alt antidot este să poftim lucrurile de sus, nu pe cele de jos. Aleluia. Ăsta e antidotul. Și am spus și o mai spun, am spus și în Dunstable, să știți, frați și surori, că stăruințele după Duhul Sfânt ar fi mai scurte dacă am pofti Duhul lui Dumnezeu cum poftim lucrurile de aici, frații noștri.
Dacă am fi așa de măcinat când merem acasă, că nu m-am botezat tu cu Duhul Sfânt și nu simt că sunt matur spiritual, așa cum s-o predicat în dimineața aceasta, eu te asigur că n-ar trebui să rostești multe cuvinte și Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt, când îți vede dorința inimii. Haideți, frați și surori, să dorim mai mult pe Duhul lui Dumnezeu decât lucrurile din lumea aceasta. Închei spunându-vă că Dumnezeu vrea să fim maturi spiritual. Dar de ce să fim maturi spiritual? Că are lucruri frumoase să ne dea pe mână, frații noștri. Are lucrări mari, are averi și moșteniri pe care nu ni le poate da dacă suntem prunci în credință. Dumnezeu vrea să facă lucruri mari, să schimbe universul acesta, lumea aceasta cu noi. Dar trebuie să ne maturizăm. Și să ne maturizăm așa cum vrea Dumnezeu, nu cum vrem noi. Și nu uita că Dumnezeu vrea ca să fii matur și să gestionezi bine ceea ce știi din Scriptură, ceea ce ți se întâmplă, suferință și rău, și să gestionezi ceea ce ai în tine, pofta și alte lucruri pe care Dumnezeu le-a pus să fie binecuvântări și care pot fi transformate în neputință. În dimineața aceasta, și femei, și bărbați, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să deveniți mame spirituale și tați spirituale. Dumnezeu să ne dea pe mână lucrări mari și să facem lucruri serioase și aici în Londra și unde ne cheamă Dumnezeu. Dar vrea să ne maturizăm spiritual. Dacă am rămas tot la învățături începătoare, vă rog foarte frumos, haideți să trecem de la lapte, și dacă e vegetal laptele, haideți să trecem la carne, la proteine, frații noștri, la hrană tare. Și Dumnezeu ne va binecuvânta să trecem de la inimă la Duh, de la slovă la Duhul, la cugetul nostru. Aș vrea să cântăm în dimineața aceasta o cântare, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Eu cu siguranță, dacă ajungem ca Iisus, suntem maturi spirituale, sunteți de acord? Și așa aș vrea să fie dorința mea, dorința mamelor spirituale, a fetelor spirituale, tați, copii, ce sunteți voi, aș vrea în această dimineață să ridicăm în picioare. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ca El, să nu ne mulțumim să rămânem la stadiul de copil, de adolescenți. Vrem să fim desăvârșiți prin Iisus Hristos. Și Iisus este de exemplu nostru, căci vrem să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Dumnezeu are de toate pentru noi, dar noi stăm la dispoziția lui Dumnezeu? Doamne, revarsă peste noi harul.